Urșii fac noi victime în orașe. De data aceasta este vorba despre o persoană care a fost rănită după ce a fost atacată de un urs într-un cartier din municipiul Râmnicu-Vâlcea. La sosirea autorităților, animalul sălbatic s-a retras în pădure. Cu o lege de protejare împotriva urșilor în vigoare, atacurile animalelor sălbatice se intensifică. Astfel, un nou caz a fost înregistrat la o fermă de vaci din Râmnicu-Vâlcea, unde un bărbat a fost atacat. Apelul la 112 a fost dat de proprietarul unei ferme de vaci din cartierul Fețeni din Râmnicu-Vâlcea, că a fost atacat de un urs, provocându-i răni la mână, au anunțat jandarmii montani. În scurt timp, la fața locului s-au deplasat un echipaj al jandarmeriei, un echipaj smurd și paznicul de vânătoare. Însă animalul nu a fost prins, deoarece s-a întors în pădure înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la locul incidentului. Și la Buzău, un bărbat de 55 de ani a fost salvat din ghearele unui urs de niște turiști. Cetățeanul se întorcea de la o altă casă pe care o are în satul Nemertea către proprietatea unde își duce zilele în mod curent și a fost atacat de un urs. În zonă se aflau alți cetățeni cu niște mașini care prin claxoane și faruri au reușit îndepărtarea ursului. L-au urcat în mașină pe cetățean și au ieșit în întâmpinarea ambulanței pe care o solicitaseră prin 112. Cel mai eficient transfer pentru cetățean este către Brașov, pentru că la acel moment erau suspiciuni că sunt afectate chiar și poate artera femurală, sunt fracturi pe ambele membre inferioare, a pierdut sânge foarte mult și pe membrele superioare din cauza rănilor de pe membrele superioare. Prefectul județului se plânge că acesta nu este singurul incident și dă vina pe autorități pentru lipsă de implicare. Nu este nici de cum izolat. În ultimele 3 luni nu este zi de la Dumnezeu să nu avem incidente cu urși și numai în ultimele 2 zile am avut ieri urs accidentat de tren la Șețu, am avut atac de urs la Odăile, am avut atac de urs la Lopătari.